a fost în acea emisiune televizată. Dar s-a despărțit fix la 3 săptămâni după ce s-a terminat emisiunea. Cum se mai întâmplă? Că, mă rog, asta e teoria mea, nu cred că... Care sunt, de fapt, șansele să-ți găsești jumătatea într-o emisiune televizată unde numărul e limitat de... Da, uite, s-a mai interacțiune. Unii s-au căsătorit, s-au mai și divorțat, nu știu. Problema este că... Cristi vrea să scape de umbra Marii Lacozia, cum ar fi. Deși... Sincer să, făcut da, sincer să fiu, eu nu îl vedeam, adică nu că nu îl vedeam, că nu l-am văzut de foarte multe ori, îl cunoaște mai bine în seara asta, neapărat asociat cu Maria Lungu, adică pe unde am întâlnit-o pe ea sau unde a fost ea pomenită, nu era neapărat asociată cu el și parcă nici invers, dar așa se simte. El așa se simte că ar trebui să se rupă, să se rupă de această asociere și să pornească pe drumul său propriu în viață. Și vrea să spună foarte respicat treaba asta, că nu mai are nicio legătură și să nu mai fie asociată cu ea, înseamnă că o fi suferit ceva. Poate. Și eu, o traumă. Cristi Marinescu. Să te ia Paula în brațe, să te salvezi de cumva. Eu vreau să vă salut și... Salut, bine ai venit. Bună seara, Dan, bună seara. Salut. Ce s-a întâmplat acolo? Nu vrea să cad. N-ai putut să cad de tot. Ia, că tot, uite, uite că trebuie. Uite, dai să vezi cum a căzut. Hați! Uite-mă și pe mine. Vreau să tu ai fugit? Da, am fugit. Uite-mă și pe mine, prima, da. Și al doilea, ca să poți rămâne. L-a ridicat pe Silviu. Opa! Eu nu puteam să o ridic pe viața fată. Eu am fugit, n-am fugit în sensul că am fugit, că n-am fi fugit așa, dar uite, m-am zis, mă rog, nu mai contează. A fost o reacție, m-am speriat și eu, ce zic. Bă, ce carieră scurtă în televiziunea asta. Cine e Maria? Maria Lungu. Maria Lungu a avut o carieră scurtă. Dar tu cred că ai făcut ceva, că tu ieși cu glumele. Nu era acolo. Era bine. Da, mă, se mai întâmplă și astfel de lucruri. Dar de unde și până unde asociat? Tu simți așa că ești asociat cu ea? Adică nu te mai vede lumea pe persoană? Sincer să spun, eu simt că sunt. De fapt nu, eu consider că ea este asociată cu mine pentru că eu am fost în emisiune. Așa de presa sau cine te asociat? Nu neapărat presa, televiziune, presă, lume din exterior, absolut toată lumea. Știi, ne asociază ca un cuplu. Pentru că voi ați fost un cuplu în casă. Într-adevăr, am fost un cuplu, dar este de domeniul trecutului, nu? Da, e vorba de prezent acum și de viitor, ce va fi de acum încolo. Adică să lăsăm trecutul în urmă. Plus de asta... Păi și acum, dacă ei nu vă mai văd împreună, cum se produce asocierea? Că nu înțeleg. Păi, când îți pomenește cineva numele, zice iubitul Mariei sau cum? Nu, în primul rând, treaba asta s-a înțeles un pic greșit. Eu am fost concurent în Casa Puterea Dragostei, da. Am stat acolo sezonul 3 timp de un an și un an și o lună. Da. Am câștigat sezonul, apoi am fost participant. Un an și o lună? Un an și o lună, cam așa, da. Un an și o lună și ce crezi, Bordea? Am slăbit 10 kg acolo și se uita mama la mine la televizor, băi, eu zic să vii acasă, că ai început să faci chelie. Dacă tot eram un într-o... omul să mai schimbă. Așa era, simțeam așa. Da, mamă, și credeam că aia stau pe insule mult, știi? Mult. Greu, greu, foarte greu. Da, chiar și... concurentus captivus, dar așa dura un an și ceva. Păi ăsta a fost sezonul. Ca fata aia de la noi zidita. Alina, mai multe sezoane. Nu e, gândește că nu e un timp exact. Nu e, da, așa adică e, sezonul 4 a fost vreo 4-5 luni de zile, sezonul 3 probabil că au fost personajele de așa natură încât a fost ce trebuie și na, a ținut un an așa, și... Așa a fost să fie. Exact. Și tu cât ai stat adică în relație cu ea din anul ăsta? În relație cu Maria cât am stat? Undeva la 7 luni de zile, 8 luni de zile și după ce s-a terminat emisiunea mai stat cu ea... Încă vreo 3 săptămâni și am zis să băgăm divorț. Bine că nu am fost la Mireasa să ne căsătorim și am rămas la Puterea Dragostei, știi? Da. Puterea... Deci nu prea a fost mare relație deci dacă a, fost ca... a durat 3 săptămâni să vă despărțiți. Înseamnă că nu prea s-a construit, n-a avut o bază solidă. A avut o bază și vă spun și de ce. Noi am fost împreună, ne-am despărțit, adică am încercat să facem tot posibilul să rămânem împreună, să continuăm și după emisiune.
Da, e o fată mișto, fizic vorbind. A venit, din păcate, și s-a detonat aici în direct și a spus că săracii ar trebui, nu e? Da, 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 să nu vorbească. Că săracii să nu vorbească, ar trebui să nu vorbească, să tacă din săraci ca și clasa. Dacă ești bogat, vorbește, dacă ești sărac, să tai din gură. Bine, s-a exprimat greșit. Ea a zis, să nu comenteze săraci. Mă rog. Păi, și asta a plasat-o într-o zonă de antipatie. Da, de parcă dreptul de a vorbi este cumpărat. Îmi permis să-ți explic. Da. De rog, asta vreau eu să te întreb la tine. Cum au mers lucrurile? Adică avea genul ăsta de retorică, domne, să fii bogat, să mă duci, să mă plimbi, să mă... Că așa pare, că asta își dorești. Cred că de-aia m-aș și lăsa, nu? Că nu i-am, nu i-am pus cheile de la Merțan în mână sau eu știu ce. Nu e finanțat dorințele, nu? Nu, dar oricum consider că eu sunt un om care-s la început de drum. Sunt un om care vreau ușor, ușor să-mi clădesc viitorul. Părere. Tocmai de asta am observat o întrebare pe care i-a adresat-o toți trei, Marie, când a venit aici, când în momentul în care și-a exprimat dorința de a face parte din televiziune, da? Nu doar un simplu invitat, ci să fie, nu știu, la o emisiune, așa cum ești tu sau cum sunteți voi. Da. Eu, la momentul actual, și să răspund și la prima întrebare, fac cursurile de la Intact Media Academy. Tocmai de asta nu mai vreau să mă asociez cu puterea dragostei. Într-adevăr, a fost o etapă din viața mea. Foarte multe lucruri s-au întâmplat acolo, dar, nu știu, așa sufletul meu a fost acolo. Da, e cazul, știi, să sărim o altă etapă. Da, dar știi cum o vei sări? În momentul în care vei aduce în atenția publicului altceva. Da. Da, tocmai de asta vreau să... Atunci se va întâmpla ruptura. Da. Faptul că vrei să se delimiteze lucrurile nu înseamnă că se va și întâmpla treaba, doar pentru că dorești tu. Dacă vrei cu adevărat să delimitezi lucrurile și să nu mai fii asociat, vii cu altceva pe piață și atunci se va vorbi despre noutatea respectivă. În presă sau în ce vrei tu, să demonstrezi mai departe. Însă până atunci lumea cumva face... în mod firesc această asociere. De unde știi, mă, pe băiatul ăla? Ah, de la emisiunea aia că era cu fata aia, știi? Adică nu, de la emisiunea aia, punct. Nu că era cu fata aia. Sau, da. Unii poate spun acolo doar emisiunea, alții spun doar fata, alții spun ambele lucruri, știi? Da. Eu ce să spun, cam cum funcționează memoria pe persoană fizică sau colectivă. Asociind cu niște momente, că așa ți-aduce aminte. Bă, unde mi-aduc aminte de gustul ăsta? A, mai mâncat în copilărie. Dar unde mi-aduc aminte de omul ăsta? Parcă seamănă cu ceva. Sau mi-aduc aminte efectiv expre de el, că l-am văzut undeva. Deci nu trebuie să te deranjeze. Acum, dacă se face asocierea într-un mod peiorativ sau mai știu eu cum, deranjant, atunci... Da, ne ferește. Da. Nu-ți imagina că, nu știu, la momentul actual, dacă mi-aduci aici, nu pot să stau cu ea pe canapea. Pot să stau cu ea pe canapea. Pot să discut civilizat, da, normal, nu la 5 metri cu ea. Adică n-am nimic împotrivă. Da. Da, ce să spun, că ea n-are nicio vină că se creează această asociere. N-are nicio vină, Dan, dar s-au întâmplat foarte multe lucruri și cred că s-au consumat și foarte multe lucruri care, într-adevăr, nu sunt știute. Ea de fiecare dată a subliniat și a expus lumii, da? Că, domne, că tu greșești, că tu faci... Eu de fiecare dată am fost persoana care am zis, băi, amândoi am greșit, da? Suntem copii, bine, iar 30 de ani. Cum? Ce ați greșit? Concret? Ce? Păi fiecare. Adică de ce n-am mers în relația? Suntem diferiți. În casă unde e presiunea camerelor și a oamenilor care se uită la voi și nu mai merge afară când practic erați numai voi? Da, am stat în aceeași casă 3 săptămâni și probabil că de asta, când m-ai întrebat atunci cu materialistă, stau la Iancului și dacă steam pe primăverii, poate... A, pe iată, adică ai sesizat treaba asta? Dar mai stă cineva la ea? Mersi, ești un drăguț. Deci avea genul ăsta de... Au fost anumite săgețele, clinciuri pe care mi le-a aruncat. Dar niciodată nu le-am gustat, pentru că nu-ți dai așa natura, adică îmi treceau pe lângă oreche, da, ai dreptate. Dacă, într-adevăr, i-am spus la un moment dat, dacă tu vrei să ai o viață, nu știu, de lux, de prințesă, de prințesă, păi du-te, fata mea, și trebuie să-ți o permiți tu. Scoate bănuții din buzunar și du-te tu. Da, dar ea vede că altele nu mișcă un deget și au tot ce vor. Păi atunci, dacă eu nu sunt bun, să se ducă la altcineva. Da, așa s-a fricat toată coșmelia. Asta e. Dar măcar a avut, și asta e de apreciat, lipsa de ipocrizie, ca să zic așa, și a recunoscut că asta își dorește.
Că ea a și spus, bă, până la urmă toate îmi doresc, atât numai câteva o verbalizează. Toate vor, toate. Mă rog, toate de un anumit, un anumit gen, de un anumit gen de fată. Da, nu știu, eu am fost crescut altfel, iartă-mă, și cred că și tu. Băi, și toată lumea de aici. Mai mult că suntem în altă generație. Da, adică dacă vrei ceva, trebuie să-ți permiți tu, nu? Te duci și ți-l iei. Nu te duci stânga-dreaptă să ceri. Absolut corect, ca să nu cazi tu în proprii tăi ochi. Corect. Să-ți crezi demnitatea. Și bă, să fii și motivat. Cât îmi ține plac. Corect, să fii și motivat și determinat să faci lucruri în viața asta, că despre asta e vorba. E asta, da. Și asta să nu te aibă nimeni la mână. Și să nu te aibă nimeni să fii. Da, exact. Ales să fii ușor de cumpărat. Ales ca fată, da. Ales ca fată, dar probabil că râvnește și ea la genul de viață pe care o au multe fete de vârsta ei, fără să facă nimic, da, să arate bine și să se ducă la sală. Știi ce vorbeam noi ieri la un moment dat? Genul ăsta de viață vine la pachet cu niște plăți. Cu niște plăți. Dacă întrebi psihologii, dacă ești de cumpărat, o să vezi ce se întâmplă după 35 cu fetele. Exact, să vezi la și reversul medaliei. Psihologic vorbim. Că încep să aibă probleme de-a dreptul psihice, dacă nu numai. Nu, că cine te plătește și pretinde niște lucruri de la tine. E, trebuie să vezi dacă poți să oferi. Cât are nevastă? 34. Poți să oferi, dar cât poți să oferi? Cât poți să oferi? Până la urmă apare bătrânețea, inevitabil. Da. Și la cum vin generațiile de în spate, bătrânețea la oamenii chiar cu bani. Ai zis 35. Bătrânețea mea este deja instalată pentru oamenii cu bani. Și ca la fotbaliști, ei lor la 35 bătrână. La 30 de ani ești bătrână, frate, că le luăm pe alea de 18. Da. Crede-mă că mulți oameni pun jurul meu. Care se simt amenințați de alea de 16, tot așa. Te întreb război. Eu nu știu, nu zice. Deci revenind, tu vrei o carieră în media, nu? Sau cum? În televiziune, dacă ai început cursurile Academiei noastre, presupun că vrei în televiziune. Consider că lucrurile trebuie să fie luate treptat. Într-adevăr, am câștigat puterea dragostei. Mă recunoaște lumea, mă identifică. Da. Dar același timp consider că trebuie să iau și de jos, înțelegi? Trebuie să știi, adică, ce să faci cu notorietatea. Nu, vreau să spun altceva. Nu consider că meri neapărat locul tău, da? Trebuie să iau de jos. Chestiile astea se fac treptat, înțelegi? Da. Dar, într-adevăr, da, vreau să fiu o persoană de succes, nici de cum un milionar sau miliardar. Sau poți fi milionar. Să fii și așa, și așa. Sau milionar pe munca ta, da, de ce nu? Da. Eu aș vrea să fiu un întreținut, am ajuns. Am ajuns la vârsta la care și eu, dar la mine cred că e cam târziu. Mi-am dat seama cum e comuna. Uită-te la noi, da, muncim de 3 ani. La ce ne-a folosit, da? Nu cumva ar fi bine să, cum zice Maria, hai că poate găsi noi. Hai toate babetile. Da, te-am văzut în imaginile de mai devreme la un pupitru de știri. Nu ți-ar sta rău. Să rămână, mersi mult de tot. Mulțumesc. Important este să fii serios și să ai... Contează mult norocul și în meseria asta. Corect. Dar multe alte lucruri în viață. Corect. Să ai un pic de... Portițele. Exact. Portițele, ca în orice, și conexiunile dintre oameni. Așa cum ne-am cunoscut noi astăzi. Da. Tu ești... Wow. Da, tu ești antrenor de fitness. Nu? Da, am terminat un EFSU. S-a ocupație acum. Da. Am terminat un EFSU. La bază sunt profesor de sport și antrenor de fitness. Uh-huh. Am activat până să plec la emisiune La Puterea Dragostei ca antrenor de fitness. Uh-huh. Și să-ți mai zic un lucru. Avem încă ceva în comun. Amândoi ținem cu aceeași echipă. Ba mai mult, ce crezi? Am și jucat acum. Am terminat junioratul la Dinamo. Ești la Dinamo? Da, handball. Ah, Hambal. Oamenii chiar sunt buni. Și aici ușile pentru noi doi s-au închis. Noi să luăm trenul și plecăm acasă la Zimnicea. La Hambal, cel puțin echipa de băieți. Și e wow, da. E fabulos. A venit Pascual acum. Este antrenorul care a câștigat Barcelona Champions League anul trecut. Ah, da. Vrei o apă, Vlad? Bun, de-a mai aici cu... să-mi iau o cafea de-aia mică. De să pun faianță aici, în drumul taberii. Da. Dacă este singură. Deci cu... Am arătat poze cu copiii mei. Deci cu Maria nu ai mai ținut niciun fel legătura, nu există loc de împăcare, mai ales dacă ai intenția de a te rupe definitiv. Nu există loc. Poate schimbă ea gândirea, zice, bă, iartă-mă, uite, mie... E greu să schimbi gândirea. Păi dacă nu reușești până la vârsta asta, când să mai schimbi, nu? Adică cu cât înaintezi în vârstă, cu atât... Ești mai mic decât ea, nu? Eu am 24 de ani, abia am primit. Mulțumesc. Și ea 30? Nu, 28, 27.
27, 27 dacă nu mă înșel. E ultimul tren. Zici că ai răspuns pentru un frigider. 27. Răspuns final. Da, parcă rămân pe vârciu. Băi, o excursie la Antalya, ești sigur că e 27? 27, să mă rog familia, 28. Da. Bă, chiar e interesant ce se va întâmpla. E prima dată când, de obicei, fetele veneau pe aici. Ziceau, nu mai vreau să... Să fiu asociată cu, nu știi ce? Cu DRBD-ul. Cu fel de fel, da. Sună ca... sună ca o provocare venită din partea ta și cred că o să-mi faci o surpriză și cred că dacă o să vă mai facă plăcerea să fiu uitat la voi, cred că o să mă pui aici, o să mă aduci aici, sună ca o provocare venită din partea ta, jur, așa o simt. Bine, deci vine joia viitoare, dar eu țin cu băieții, crede-mă, eu, de-a lungul timpului am fost catalogat în multe feluri, misogin, deși am avut și am promovat gagici în grupa mare, dar mă rog, mi s-au pus etichetele astea, că misogin, că țin cu băieții, mai ales în câteva cazuri gen Prigoană, Bamuțeanu și Marcel Sârbu de la Dumars cu Roxana, în care s-au certat pe copii. Și chiar și în cazul Bădălău, Claudia Pătrășcanu, am fost de fiecare dată acuzat că sunt de partea bărbaților. Probabil că anumite dacă glumițe, tot da. Sunt acuzat, uite, măcar să recunosc acum, în cazul tău, simt cu tine. Pentru că dacă ai reușit să realizezi că o prietenie sau o relație de iubire cu o fată nu e ce trebuie pentru viitorul tău, e bine să ai puterea și să te rupi. Da, bineînțeles, că de ce să ne aducăm pe celălalt? Ne-a deranjat pe toți băreții cu discursul ăla. Dom'le, dacă ești sărac, tai din gură. Atunci când a căzut? Da, adică la modul în care își dorește un bărbat cu bani, săracii să era prea, dispară din zonă. Disperată, avea o disperată. O să mai certăm și joi când o să vină aia. Deci în situația ei sigur o să țin cu băiatul. Pentru că pare că nu își alege decât un bărbat care poate fi exploatat. Și mi-e simpatic, adică de ce să zic de tot. Mi-aș dori să te prietenesc cu ea când știu că de fapt îți fac un rău. Păi, na, te bagi în față, dacă e de ceva bodyguard, nu-i problemă de față. Vezi că e și, ai văzut că e cam arțăgoasă, așa e, da. Așa îți multă, bine să nu... Din punctul ăla de vedere e mișto, repet, că-și susține și că nu e ipocrită. Dar nu aș vrea să fiu iubitul ei dacă mă întreb pe românește. Adică cine și-ar dori? Prea... Poate, bine, dar tu, scuză-mă, că ești căsătorină. Pare că pune preț pe lucruri, prea mult preț pe lucruri materiale. Exact, și nu-i vorba despre asta. Poate sunt și bărbați care apreciază genul ăsta de franchețe. Sunt cei care îți lasă pe căpă. Apreciază și genul ăsta de frumusețe. Da, mă, cei care îți lasă dimineața până optiră 500. Eu mă gândesc că poate s-a pripit un pic, a vrut, s-a gândit, da, acum ori niciodată dau ceva să fie controversat. Îmi dai seama că așa a sunat, nu? A sunat, dar poate a fost așa, poate a avut intenția de a crea o controversă. Ok, poate fi așa. Deși a avut o jumătate de oră la dispoziție să realizeze că n-a sunat bine pentru o fată. Pentru că dacă vine o fată la televizor să zic că eu vreau numai bărbați cu bani, păi crede-mă că o să te caute aia cu bani care își cumpără iubirea, nu... O noapte. Exact. Nu și-o atrag pe viață. Și poate ea vrea să o vândă. Dar poate o să ne lămurească, eu cel mai bine o să ne lămurească ea joi. Da. Nu cred că doar a creat o controversă așa, nu, e greu. Vedem dacă și-a schimbat. O femeie dacă poate să zică așa. Da. Nu. Deci dacă vrei nu să vii joi să o revezi, o găsești aici, dacă nu, te așteptăm după ce termin cursul. Bineînțeles. Să ne spui ce ai învățat. Îți dăm un test. Sigur, îți mulțumesc mult de tot. Da, ce facem? Luăm publicitate sau mergem mai departe? Luăm publicitate, bine. Dar revenim în câteva minute. Sigur că mergem.